Muzeul Județean Buzău a organizat un eveniment inedit pentru publicul buzoian, o expoziție denumită Moda în perioada comunistă, fantezie, rafinament, eleganță. Proiectul expozițional și-a propus să redea imaginea femeii în comunism prin intermediul ținutelor vestimentare din epocă și al accesoriilor ce completează tabloul tematic. Femeia socialistă este femeia care pune accent pe munca în fabrici și uzine, dar și pe frumusețe. Astfel, ea este prezentă în reclamele pentru produsele de înfrumusețare destinate ei, incluzând aici produsele cosmetice și vestimentația, au precizat organizatorii. Aceste tipuri de expoziții referitoare la perioada comunistă, de-a lungul timpului, puțin câte puțin, puțin mai mult, puțin mai mult, au adunat cele mai multe vizite. Pe de-o parte, pe de-altă parte, au generat, cred că, cel mai frumos și intens dialog între generații. La finele anului trecut, parcă ai venit cu această idee, cu tematica acestei expoziții, trebuie să recunosc că am stat un pic până a o accepta spre implementare și până în scenă, însă sunt convins că va fi una dintre expozițiile de mare succes, așa cum au fost în trecut și vacanțe și concedii în perioada comunistă, copilăria în comunism, decembrie între Revoluție și Crăciun, decembrie 1989 între Revoluție și Crăciun. Și cu alte cuvinte, vreau să le mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil această expoziție de la patrimoniu. În expoziția organizată la muzeu au fost prezentate articole vestimentare românești realizate la fabrici de renume din acea perioadă, dar și acasă. De asemenea, au fost expuse accesorii vestimentare, bijuterii și produse cosmetice. De feminitate apare în anii 60, când moda este stabilită tot de conducători care purtau în principiu costumul plămaren sau gri, cămașă albă și cravată cu dungi albastre, în cazul bărbaților, iar în cazul femeilor, sacou și fustă, la care se adaugă bluza încheiată la toți nasturii. Ca și culoarea stofei, predomina culoarea albastră, pentru că era asociată cu proletariatul, clasa muncitoare, culoare pe care o întâlnim de la uniformele școlare și până la halatele muncitorești. Cele mai multe haine sunt realizate în special din tergal sau doc, iar tot în anii 60 apare și bluza de mătase, la care se adaugă mai târziu dantela lucrată în casă. Dacă în primii ani, după instalarea comunismului, cu privire la vestimentație, ideologia impusă sugera ca aceasta să exprime un anumit de decență, anii 70-80 vin cu un suflu nou în modă și pot completa aici cu tematica expoziției noastre, pentru că majoritatea obiectelor expuse și vestimentației fac parte din anii 80 ai perioadei. Acum, revistele pentru femei elogiază rolul important al acestora pentru societate, efortul lor în muncă și aportul pe care îl aduceau în dezvoltarea statului. Totodată, Moda în perioada comunistă, fantezie, rafinament, eleganță, întregește seria expozițiilor organizate în ultimii ani de către Muzeul Județean Buzău, valorificând obiectele de patrimoniu specifice perioadei comuniste, aducând totodată în atenția publicului vizitator și simțul estetic al perioadei, care, indiferent de vicisitudinile vremii, nu s-a pierdut, ci reînvie în paginile revistelor diferite modele vestimentare purtate cu plăcere și astăzi.